Chiar la marginea Brașovului, în cartierul Stupini, pârâul Ghimbășel oferă o priveliște de coșmar. Pe o lungime de un kilometru, pe mal se găsește orice, de la sticle de plastic sau carcase de aparate electrocasnice până la covoare. În cazul în care se adună cantități foarte mari de deșeuri, se pot obtura scurgerile, mai ales la poduri, și se pot deversa apele pe lângă, distrugând și podurile și terenurile învecinate. Autoritățile au dat amenzi de 23.000 de lei celor care au aruncat gunoaiele în apă, iar primăriile sunt obligate ca până pe 5 martie să curețe albile. Noi nu am avut știință de această avertizare meteo, tocmai de aceea noi ne-am luat aceste măsuri de precauție pentru a curăța albilele râurilor. Nu știu dacă se va termina la timp, dar sper să nu să se producă inundații din aceste cauze. Și albia pârâului Turcu, cel care trece prin localitatea Moieciu, este plină de gunoaie. Nimănui nu pare să-i pese, cu toate că riscul de inundații în zonele Vama Buzăului, Comâna, Hoghiz și Moeciu este foarte mare. Și în Comuna Suceveană, Slatina, pârâul Suha e un fel de groapă de gunoi a localității. De când sunt aici gunoaiele? De mult! Dar ce se întâmplă aici? Să aduc toate gunoaiele? Oamenii le aduc în loc să... Primarii nu au făcut groapă de gunoi, le aduc oamenii în prun. Primarul din Slatina a fost amendat cu 15.000 de lei, dar spune că n-are ce face, pentru că n-are fonduri. În civilizația este mai slăbuță deocamdată. Bani nu avem pentru confecționarea, pentru niște buncări mai performante. Trebuie mașină ca să transporti deșeurile. Garda de mediu a controlat aproape 90 de comune sucevene și a dat 53 de amenzi, cuprinse între 5 și 15.000 de lei. Cele mai multe gunoaie au fost găsite în localitățile Slatina, Ostra, Frasin și zona Moldovița. Un nou caz de